luna aprilie 2015, Sibiul va marca o premieră națională. Un centru de cercetare și telemedicină în bolile neurologice la copii va fi finalizat până atunci. Astăzi a fost semnat contractul cu asociația de firme ce a câștigat licitația și aparatura cu care va fi dotată noua construcție va fi una de ultimă generație. Proiectul are o valoare de peste 45 de milioane de lei, cea mai mare parte din sumă venind de la Fondul European de Dezvoltare Regională. Construcția noii clădiri de la pediatrie va costa 8 milioane de lei. E vorba de construcția și de proiectarea acestui centru de cercetări, centru care se va realiza în strada Pompei Onofrei 2-4, în clinica de pediatrie a Spitalului Clinic de Pediatrie din Sibiu. Proiectul este cofinanțat de către Consiliul Local Sibiu. Este un proiect foarte îndrăzneț, la care acum câțiva ani medicii doar visau. O viață întreagă am visat la un spital așa cum se pare că o să avem. Însemnează un unicat în România. Va însemna creșterea nivelului și calității activităților de cercetare, însemnează în ultimă instanță creșterea oportunităților de diagnostic și tratament în patologia pediatrică și în mod deosebit în cea neurologică. Primarul Klaus Iohannis a fost prezent la semnarea contractului și a declarat că la început nu credea că se poate realiza acest proiect, însă acum se bucură că Sibiul va avea un spital unicat în România. Putem să calificăm această investiție ca pe una semnificativă pentru municipiul Sibiu, pentru spital, oricum este o investiție foarte mare. Aparatura care va fi achiziționată va marca de asemenea o premieră în România, transformând Spitalul de Pediatrie din Sibiu în unul cu adevărat european.